Să vedem acum panoul de comandă sau control panel-ul. Poate fi accesat direct din meniul de start, control panel. Funcțiile sunt grupate pe categorii sistem și securitate, conturi de utilizator și control parental, rețea și internet, personalizare și interfață sau tema interfeței, echipamente și sunet, ceas, limbă și setări regionale, programe și ușurința accesului. La securitatea sistemului putem configura firewall-ul, informații despre sistem, configurarea funcției de Windows Update, opțiuni pentru managementul consumului, funcția de backup și restaurare, o funcție numită BitLocker care criptează datele de pe disk și câteva instrumente administrative. Apoi, User Accounts și Family Safety. De aici puteți configura userii, conturile de utilizator ale calculatorului. Puteți seta control parental pentru anumiți useri. De exemplu, dacă doriți să restricționați într-un fel accesul copiilor dumneavoastră, o puteți face de aici. Network în internet, configurarea rețelei, a grupurilor sau a opțiunilor pentru conexiunea la internet. Appearance and personalization, vă permite accesul la schimbarea temei, a rezoluției display-ului. Puteți adăuga anumite gadget-uri pe desktop, configurarea și personalizarea taskbar-ului și meniului de start, folder options, modificarea textului sau folosirea unei funcții automate de citire a textului, acces la fonturi, schimbarea setărilor acestora. Toate acestea pot fi făcute de la Appearance and Personalization. Hardware and Sound. De aici puteți configura diverse dispozitive și imprimante. Puteți configura modul de accesare a discurilor, adică dacă să fie cu autoplay, în sensul că să fie pornit automat conținutul acestora sau nu. Configurări de sunet, configurări ale managementului de energie, iarăși configurarea display-ului, rezoluția, dimensiunea fonturilor și altele. Dacă aveți drivere specializate pentru placa video, placa de sunet sau alte dispozitive, probabil o să le găsiți și pe acestea pe aici. De exemplu, în cazul meu, placa audio. Poate fi configurată mai detaliat. Setările regionale și limbă, timpul și data, programe. Dacă dorim să instalăm, de fapt să dezinstalăm un program, de aici este accesibilă această funcție. Putem să dezinstalăm un program sau anumite funcții ale Windows-ului. De exemplu, dacă dorim să dezinstalăm Media Player sau, știu, Internet Explorer, mergem la Turn Windows Features On and Off. Anumite programe, dacă dorim să le dezinstalăm, să asociem un tip de fișier cu un anumit program,
și ease of access, câteva setări care să vă înlesnească accesul la calculator și chiar o funcție de recunoaștere vocală. În principiu nu o să mai intru în detalii aici. Cam asta a fost tot despre organizarea panoului de control.